Ce fac, băieții, și bine ați venit la un clip cu adevărat deosebit. Suntem în cantonamentul echipei naționale de FIFA. L-avem lângă noi pe Cosmin Petrescu. Salut, domnul. Salut. Răzvan Puiu. Salut. Și pe Teuțu, nelipsit aici. Salut, de la colaborările din ultima vreme. O să las link în descriere către social media, canal de YouTube de la oamenii ăștia fine de aici. Nu uita să susțineți și echipa națională de FIFA a României. De asemenea, dacă vrei să cumperi articole sportive de cea mai bună calitate, chete de fotbal, tricouri, mingi și articole lifestyle, argol.com/ro. Linkul e în descriere. Ai și 10% reducere dacă folosești codul OVI la checkout. Astăzi o să facem ceva care vă place vouă super mult. Un draft în pot. Păi, dacă nu este spectacol nici la draft în 4, draft și acum în 4, să ne vezi. Fii atent, suntem cu oamenii de la Națională. Păi, câștigăm. Eu stau acolo la presiune. Izolare pe atacant, izolare pe atacant. Știi cum zic eu? Și acolo schemă 2-3. Eu țin mijloc central și voi dați goluri, vă apărați și eu sunt pe acolo. Știi? Voi, golanilor, nu uitați să apăsați butonul de like. Dacă vă plac clipurile de acest gen, să ajungem la peste 4000. Ar fi super, super. Și mai când, după cum vedeți, am slăbit puțin așa. Da, mă, da. Uitați puțin de sus așa, aveți un fel de lojă la inelul mai de sus de la Arena Națională. Băieți, trebuie neapărat să-i susținem și pe golanii noștri de la Națională. E-Nations, o să fie când? 20-22 august. O să fie link în descriere către pagina oficială a echipei naționale de FIFA. Aveți acolo toate detaliile despre turneele unde participă băieții noștri. De asta e puțin cum face. Facem un player pick pe fiecare? Da. Da, merge. Un player pick pe fiecare. La fiecare. Eu fac ultimul player pick, începe. Hai să luăm de la stânga la dreapta. Hai. De la Răzvan, formația. Se știe, 4, nu mai zic. Eu nu zic nimic, nu comentez, e clar 4-4-2. Capitanul Cosmin. Opa. Ei! Ce beton! Bun, tati, bun. Bine, rău. Și aici pe dreapta un Hazard. O viță, ce ai făcut, o viță? N-avem nici pe ligă, n-avem pe nimic, ia un highest rated pe João Cancelo și atât. Da. Nici poate în Argentinian, asta poate e. Punem RB. Da. Ia, știi el unde vin jucătorii aici, Mehmet Omar? Hai că am fost atenți. Nu e. Paul, care e Shadow, nu de altfel. Că altfel era mort. Dar așa-l luăm cu Shadow frumos. Tu ești, gata, s-a întors la tine. Neymar. Neymar, știu, băieții spun Neymar, dar nu se gândesc că poate venea Team of the Season Neymar. Sau ăla 99. Eu mă duc direct pe Ronaldo aici. Ia să vedem. Opa! E bun. Vasquez, o, ce bine, a dat super. A luat bine aici pe Vasquez. Un De Jong ar fi mers super bine aici. Cum ar fi? Dar pică De Jong. De Jong e CM. Și ce poți să iei aici? Poți să iei golanul ăsta pentru Pogba, dacă îl cumpăr. Sau Kante, că face verde. Sau poți să iei pe Idrissa Gueye pentru Neymar. Pentru Neymar și îl pe stânga, dar e low rated Gueye ăsta. 86 și e și 73. Băieții mei pro din stânga deja o gândesc altfel. Îl văd pe Kante pentru Pogba, îl iau pe Gueye pentru Neymar. Pentru ei am făcut asta și pentru ei. Vârf Kylian. Nu mă! Nici Auban ar fi rău. Nici Auban ar fi rău. Sau să luăm argentinian, să combinăm cu Messi. Cu Messi. Și da, Aguero, după aceea să băgăm Premier League. Copa mea cu 85 la agilitate și... Da, e mai bun decât Aguero de 10 ani. Știi, băieții, nu te bagi. Nu te bagi de un adestință. Da, dar Auban, clar. Oricum intră Neymar vârf. A, da? Deci hai să luăm un Aguero, să fim... Nu mă bag, stai, de ce l-ai băgat? Rușinic. Lasă-mă, băieți. Păi, lasă-mă. Fii atent. Neymar Messi. De data asta le iertăm. Alan San Maximin. Hai, mă, că a intrat bine. Da, și fii atent că mergea Kante ăla de care ziceam eu, nu? Nu știu cine e acum. Cred că e Cosmin. Intră și Paul. Cred că vine acum Kante. Ce să faci cu Bilia? Dar faci cu Kante, mă, că faci acolo cu toți. Luăm Kante. Păi da. Băieții, ca să știți, băieții la pro sunt pe simplu acolo. Greenlink, Kante, Pogba, domin mijlocul, mă mai interesează, știi? Hai să mergem. Ești pe simple. Bun, dar deci nu mai facem combinația asta aici cu Nei-Nei, nu? Să vedem ce mai... Încă nu, dar... Încă nu, lăsăm momentan, aruncăm Ogean. Hai să vedem pe fundaș central. Cancelo, poți să-l cobori acolo? Oare? Da, da, ai nevoie dreapta de ceva? Jimenez. Marchi! Marchi pentru Gueye. Super! Da, 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 e link perfect cu Neymar, poate și le-a plecat. E super bun. Mi-e place mult de tot. Bun, hai te uiți. Hai te uiți. Gata? Păi, tati, nu e ca nimic. Ca Enrique, hai, pentru Neymar acolo. Brazilia, tot. Bă, nu vrea să dea. Deci, Mendy, dacă vrei pe partea aia, știi, pentru... Da, luăm un Mendy, dar... Stai că am lăsit.
Da, asta e greșeală, voiam să mut. Nu e nicio problemă. L-ai lucrat pe puiuț, ce să mă. L-ai lucrat pe puiuț. Deci eu voiam să fac așa frumos. Știi? Și ăsta, ăsta intra așa. Bine. Și, și mergea și puneam direct Pogba acolo, că da. Ăla oricum e hype. E și cu gol, da, da. Da, n-am înțeles, dar e bine. Ramos aici. Poate să aibă două rășine, e bine, rău. Diego Carlos. E brazilian, face cu toți. Yes, sau Thiago Silva. Silva face... E mai bine la Silva, asta e. Oh. Ia și cu Mendy acolo. E foarte interesant. Silvinho. Ha. Și e bun și pe pace. Da. Deci, pace. Bine, oricum o să iasă. Bine, experiență. Băi, dar mie îmi doați numai de ăștia, mă, pe fundaș dreapta, pe fundaș stânga. Mi-ați luat toți pe aia buni. Este, mă, că uneori mai pică ceva, uneori, ia, dar... Ia, vezi! Sancho! 5 cu 5! Sterling! 5 cu 5! Ce bine a intrat golan! 5 cu 5! Bun, cred că e momentul pentru noi. Ce mai facem? Stai puțin. Pogba! Și mergem pe partea cu Pogba și mutăm toată, mutăm totul. Bol. Mutăm de aici cumva așa. Da, da. Ia uite ce bine se leagă. Bă, ce idee am avut. Perfect, perfect până acum. Yeah. Ia, bine, e bun, e bun. Oh, e șmecher player picul, da, ce zi? Davis super sub, Davis super sub, da. Super sub. În locul lui Kanté la mijloc putem să-l băgăm. Sau să-l bași și fundaș central. Oriunde poți să-l bași. Și atacant îl bași. Și Thiago Silva, el intră, trebuie. Ultimul direct. Walker. Walker. Bun. Walker a intrat bine acolo, nu? Walker. Face... Mai vedem. Mai vedem, da. Lăsăm deocamdată. Ideal ar fi un, atac. Ar fi un Paredes. Dar nu e nimeni pe fundașul dreapta. Lasă pe Paredes. Iau eu. Nu e nimeni. Iau eu Mbappé aici și după aia luați ce vreți. Opa! Son. Sonaldo. Dacă nu e în primul 11 super sub. Da, da, da. Super sub. Oricum trebuie să scoatem Aguero noi, frate. Păi ăla o să iasă pentru Neymar. Neymar intră. Și bagi Sterling cu Neymar striker, Messi, bă, Messi pe o parte și Son pe o parte. Paredes aici. Pe mine nu m-a mai sărit, Teo, yeee, ți-a dat bine după suflet. După suflet ți-a dat. Ia uite. Gata. Uite că stă la 10, bine. Și acum sunt pe fundaș aici, ce sunt? Ia să vedem, hai. Eu voiam să văd neapărat pe Paredes. Franța 1, Anglia 1, ce mei. Hai că am fost pe mândre. Oricum nu contează. Am făcut schimburi, am văzut să te rutăm. Hai. La portar, ultimul o să fie portar. Iau eu portar. Eu iau portarul. Iei tu portarul? Iau eu portarul. Hai să iau fundaș central atunci. Ultimul portarul. Ia stai. E bun. Banan hold. Poate poți să combin cu Banahul și să joci Mendy fundaș central, să scoți Thiago. Și Marcelo merge cu Vasquez. Dar nu că nu mai face Marquinhos după 7. Marcelo pe partea aia, asta e puțin. Și schimbăm Marcelo. Marcelo și schimbăm pe Marcelo. Marcelo ia full. Avești Cancelo și Walker. Dar deja e râbă bun, mă, pe chemistry și oricum îl schimbi. Da. Deci avem nevoie. Punem Vasquez râbă dacă e. Fii atent, fii atent. A, puteți. Fă o patată. Tu ești. Dar oricum. Eu aș merge cu Van Aanholt să-l scot pe Thiago Silva să bag Mendy acolo. Dar nu-l bagi, mă, că nu... Bagi pe Davis. Îți stă... Da, oricum schimbăm în minutul 1. Ăsta n-ai să faci cu el. Păi da, și nu vrei să mai spui și Neymar, nu vrei să mai bagi ăsta? Păi și două sabule folosești în fundaș? Păi asta e faza, nu să le folosești. Îl folosești și jucai cu Mendy în stânga și cu ăsta... Păi joci cu Mendy în stânga... Bine, aș pe cine vrei să luăm atunci, zic. Nu contează. Luăm pe ăsta atunci. Hai, România. Hai România, ale mamă, o viță, ți-au dat numai... Ce... A, le-au pe Teo! Teo! Milenkovic! Și Teo termină toată distracția cu portarul! Van der Sar! N-am vrut. Are ăla francez? Gigi! E deja Alisson calibrat, băi, le face cu amândoi. Și acum cum stăm ca... Cred că o să iasă Aguero, o să iasă Silva. E 190 lejer. Și Râbu. Și Râbu trebuie să iasă. Păi da, nu mai bine facem noi cum am zis eu, să băgăm Mendy fundaș central și să-l băgăm pe Van Aanholt în stânga. Tu zici așa. Dar nu mai ia Marquinhos, asta e. Stai mă puțin că vorbim după minutul 1 noi deja. Ai o schimbare făcută la momentul actual, mai faci uite așa. Și Râbu trebuie să-l scoți. Asta, stai puțin că ți-a arătat a doua schimbare. Neymar. Nu știu, Sol sau Neymar. Eu zic Râbu, cobori Vasquez. Mai bine lăsăm. Nu, cobori Vasquez. Madame. Are drept, fii atent că are dreptate. Cobori Vasquez. Pui mergi aici și bagi Neymar. Da. Și joci Ney cu... Și uite, ăsta e primul 11. Da, ăsta e primul 11. Și arată bine, arată bine de tot. Manager, nu? Da, manager. Marquinhos oricum nu stă. Avem La Liga, Premier League. Da, de La Liga. L-a luat pe Victor. Fix Arteta. Și Arteta. Fix Arteta, spaniol și de Premier League. Tot ce trebuie, perfect. Gata, Michel. Bun, bun, o să fie, deci e un atac super șmecher. Da. 2-5 cu 5, e și Messi Team of the Season, e și Ronaldo Team of the Season. Da, bomboviță. Sunt băieții bomboviță. Acum trebuie doar să fim inspirați. Hai să vedem acum. Îmi pare rău. 4-3-1-2, echipa nu-i rea. Xavi, De Bruyne. Walker ăla a fost super șmecher la momentul lui. Pe Kane cred că îl scoate. Dacă e jucător bun, îl scoate.
Are nici rău ăla. Ceva, ceva de genul, da, nu e rău așa la șut. Bine, Iulie. Stai, ce se întâmplă acolo? Gata. Anu. A, e ăsta albastru, mă. M-am prins și eu cu Messi, băieți. Ia uite, nu iartă nimic. Ia o viță. Vasquez. O viță. Mă, e delay, tată, e delay. Gata. Eu am dat să se schimbe jucătorii, mă, ce aveți? Două, la Marquinhos și aici. Două, în centru. Marquinhos și aici, pe ea mea. Auzi de Marquinhos, mă, eu dau aici. Toți, popa. Auzi că dă, bă, Marquinhos. Te-ai băgat peste mine, Ovi. Bă, mod normal, 4 versus 1 ar fi... Dacă ești antrenat și obișnuit cu, cu echipierii, e aproape imposibil să te bată. Da. Oricine. N-ai cum, că vin golarii. Du-i, du, jos! Jos am dat-o. Sterling, dă-i pe ăla cu călcâiul, de la spate! Gol! Mai știi cum e la 4, trebuie să selectăm. Ia vezi. Dacă n-ai apucat în fața porții, nu mai prinzi niciodată. Eu l-am luat pe Neymar, gata. Ia vezi. Ăsta a fost puiul cu heel to heel. Eu. Voi sunteți cu heel to heel la portar acolo, că e bună rău de tot. Cante. Selectează repede, Oviță, un jucător în față, nu mai apuți. Băi. Ce se întâmplă aici că nu înțeleg nimic? E mai haos ca... Care așa intra fratele meu? Eu am zis. Mamă, tu și Teo. Hai să mă prinzi. Uite pe Sterling, uite pe Sterling, 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 Sterling. Și sus. Gata, l-am Sterling! L-am pus acolo. Bine, Teo. Bun. Wow, da. Nu mai, nu mai. Ia-l la mână, singur. Asta e asta. Solo percuție. Hai vedere. Gata? Tiki taka, Marius! Oh, Griezmann, Mbappé, Pogba, e direct România-Franța. 4-1. Uite acolo, de MLS. Și noi cu numele. Foarte... Cu numele, a? Stai, mă, când intră greuții noștri să vezi cum intră golăneie peste ei. Mamă, mamă, mușcând din ei, tati. Păi aia ziceam că era Agüero, am zis că gata. Ioi, nu am bătaie. Yo, nu, nu dă gol, nu dă gol. A, dar cine-i fundașul ăsta? Nu! Trebuie să mici afară de-acum încolo. Deja e tăcere, e mai liniște, e mai altfel. Tot cum este. Oh, ioi! Oh, penalti! Penalti! Pe ce e asta? Roșu! Nu, cine bate acolo? Portarul. Oh, mamă, Messi! Gata, mă, bate Paul. Relaxați-vă. Bară, știu dacă intră. Și bară. Cred că e bară. Dacă îl dai pe verde, nu e bară. Că e golaţo. De la el știu, de la el știu penaltiul ăsta. El a fost primul lume care a făcut tutorial la așa ceva. N-am mai prins nici verde, n-am prins nimic. Da, a mers. A mers. Bă, tu fugi cu fundașul central? Ca să fii sigur că prins gol, salut, e gata. E atât de nebun încât la jocul ăsta de 4 trebuie să fii sigur că e un om în față, că după aia nu mai apuci să mai selectezi. Victorie. Și el pleacă cu fundașul central. Mă, cu fundașul central să fie sigur că are om în față. 4-1-2. Oh, Neymar. Ney 99. Atât. Și atât. Nu știu, apărarea nu e rea. Nu e dramatic de rea. Bine, depinde pe cine bagă în loc de Amavi. Da. Sigur bagă acolo pentru chemestri. Mamă, cum se joacă. Selectați-l. Și două. Gol. Salut. Mă, salut. Gol, mă. Oh, 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 shoot. Bă, băieții mei, bă. Altruism. Frumos joacă băieții mei, mă. Aia e. Frumos. Oh, bum. Mamă, cum stând după el. Nu se... Nu. Ce faci, mă? Bă, cum a scăpat? Mamă, cine a făcut? Și pe aia acolo și după aia... Bă, dar nu e niciun albastru aici, de asta nu dăm gol. Că albastru e Cante. Și nu poate. Așa, uite, să-l ia la, îl ia la mâna cu... Gata, ce să mai... Asta-s cele mai frumoase, fără să vrei. Ești egoist de-aia, te-au băgat ăștia cu portarul. Hai. Normal că vă pune o viță pe tavă. Ia uite și tu, dacă ai văzut așa ceva și ei ratează. Eu v-am zis. La centrare. Am vrut să-i dau lui Teo. Pune pauză. Dacă îi dăm acum un gol, sigur. Iese. Sigur nu. Concentrați-vă, ăsta e momentul. Îl vezi, nu mai vezi. Hai Teo. Hai Teo. Du-te mai mult, Teo, că ai loc. Du-te mai mult, că ai loc. Hai mă, dă și noi, uite, mă vezi, deschid aici și după aia încă una. Eu sunt pe sus, pe acolo, în caz te vă gândiți așa. Uuu, ce-ai făcut?
cum nu, cu Neymar, am făcut prea rapid. Neymar, nu face. Am făcut prea devreme. Nu, cu Neymar, am făcut să nu mă abțin. Vă duce, ăsta e golul vostru. Talent de nasc. Mamă, ce face acolo. Da. Gol, n-ai ce să faci. De ce n-am? Nu dă pasă, mutați-vă și voi, Teo, niciodată. Vreau să-l dă una, bă. Nu ești Teo, nici puiul. Puiul n-are nicio pretenție. Te-am pus cu poarta goală, de-aia nu-ți dau pasă. Poarta goală, da, cu 7 în față. Pogba cred că este briga slabă la noi. Da, ce mi s-a părut acolo, în afară de golul ăla pe care l-am dat eu super cu el. Uite ce pasă, uite cum vi le pun pe tavă, mă, pe... E da, e gol. Altceva. Da, mă, da, mă, da, mă, bine, mă, da. Asta zic. Nu. Finală, tati. Romelu. Și cu Neymar. Bă, dar cum se face cu niciodată? Uite, tati, uite, uite, ce mai vrei? Cum ți-o pun pe tavă? Pe tavă, pe tavă ți-o pun. Ați văzut, băieți, ce pasator aici? Izolarea acolo e gol. Știu că e deja că e gol. Teo. Știu că e gol. L-ai lucrat, bă, Teo. Nu e nimic, juc. M-a blocat, mă. Băi, eu nu mai știam cu cine sunt. Am stat la poartă, frumos. Ca să vezi, sor. Ia, vezi, pasa, pasa. Este, bă. Frumos, băieți. Bravo, băieți. Băieții de la Național acolo. Da, nu e offside. Nu e, sunteți, nu puteți să vă doriți mai mult de atât. Ce uțu! Ce gol, ce gol! Așa, era, mă, eu dau palma cu băieții, parcă am dat. Unu pe el. Bă, băiatule, bă! Nu dă foarte, că bă, băiatule, bă! Davis acolo! Nu se poate, mă, nu se poate, mă! Bă, hai să dăm gol. Care ești acolo? Eu, da, m-am dus la intimidare, știam că te-au acolo. Hai, bandă! Îl vezi pe lateral, ce mai faci? Bandă-te-o! Mici, te ajut, fundașul dreapta. Hai! În careu. Sus. Son. Normal, tati, normal, normal, bai, frumos. Normal că dau pas acolo. Îi bag un ultra-atac ultimele minute? Clar. Unde că ne uite ce ne prinde. No, noi parcă suntem pe... Păi, noi parcă suntem... No! Teo a stat în poartă, Teo a stat în poartă. Să apreciem, să apreciem. Am vrut să blochez. Hai, ce sunt? Eu sunt. Uite, nu-l vezi. Și încă una. Dacă cred să vină... Și tu. Vine eu în care... Ce frumos! Ei, ei! Nei, nei! Oh! No! Dă-i din prima, Teo! Ce faci? Din prima! Mai să dau un fel. Trebuia să... Când o greșești, o pași pe aia. A, eu eram? Cea mai bună, scuze la aia. Mai bună asta. Ei, gata! Gol, salut! Are, oh! Ba, ba, bravo! Vedere. Care a fost aici? Pui, bravo! Bravo! Oricum, Pogba mi s-a părut cel mai slab jucător în echipă. Fiți atenți acum. Fiți atenți acum, scoate altul de chicul. Băi! Timp. Gata, gata. Fugi cu ăla. Bun, gata. Hai, în centru. Pas. Shoot. Ratează. Am dat gol. Pas, mă, s-a trăit. Gata, mă, bravo, băieți. Vedeți, mă, ce înseamnă la somn. Ăla-i draftul, felicitări, băieți, bravo, Teuțu. Lăsați un comentariu mai jos, spuneți, băieți, care vi s-a părut vouă omul draftului? Sterling, Team of the Season, Messi, Neymar. Hai, eu dar ce v-am să zic eu. În afară de Teo, mă, în afară de Teo, în afară de Teo. Ce la premii și 45.000. Rare players, rare players. Dar e mai multe. Hai, dai pe rare players. Da, e de. Ăsta e pe. Ăsta. Ai apăsat? Nu s-a apăsat. Ba da. Ia atent, s-a încărcat greu de tot. Ia să vedem, este welcome. Neymar. Bun, da, dai skip. Deci, bufă. Cine a venit aici? De parcă mai contează. Vezi că a contat Ibra. Ibra cadavă. Băieți, asta o să fie totul pentru astăzi. Link în descriere către Cosmin Petrescu, Răzvan Puiu, pe Teo-l știți deja. Nu uitați să-l urmăriți pe băieți în călătoria lor la marele campionat mondial. Multă faptă să aveți, băieți. Vă pup. Te pup și pe tine, Teo, mai puțin, dar asta e ce să facem. Ne vedem în clipul următor. Pa, pa! Pa, pa!